Au mai rămas câteva ore până la anul nou 2013. Oamenii din sportul moldovenesc au felicitat toți microbiștii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Vreau să felicit pe toți spectatorii programului EuroTV și desigur că nu în ultimul rând pe toți microbiștii la noi din fotbal, pe toți oamenii din fotbal moldovenesc cu sosirea sărbătorilor de iarnă, cu Crăciunul, cu anul nou. Vreau să le doresc în primul rând să avem mai multe victorii noi toți împreună. Victorii nu numai, acum eu m-am referit puțin la fotbol, numai pe câmpurile verzi de fotbal, dar și planurile pe care le are fiecare om, pentru că când le realizează, desigur că aceasta este și o victorie. Dar pentru că să ai victorie, desigur că trebuie sănătate în primul rând și victorie pentru puțin noroc tot nu poți să ai. Așa că eu tot le doresc multă sănătate, noroc și desigur că la mulți ani. Din suflet să le doresc tuturor la mulți ani, în primul rând multă sănătate, succes în toate și desigur anul următor, deoarece e anul 13, dar totuși eu cred foarte mult că va fi un an reușit și pentru Moldova, și pentru Republică, și desigur pentru lumea din fotbal și pentru să ne bucurăm de rezultate cât mai bune. Să vă fie sufletul curat ca un însoare pe înserat și noaptea sfântă de Crăciun să vă treacă pragul Moș Crăciun. Să vă fie visul împlinit la mulți ani, Crăciun fericit. Vreau să felicități cu ajunul anul nou, să ne stimăm și să fiți stimați, așa să doresc la oameni buni și sănătate și numai bine. Этот год, 2013, будет наполнен только радостными, приятными моментами. Пусть именно в 2013 году сбудутся все ваши мечты. Спасибо. Doresc mult, în primul rând, sănătate, pentru că fără sănătate nu putem să facem nimic. Și mult noroc să aibă anul viitor să fim cu mult mai bun decât anul ăsta. Din suflet. Fiindcă suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, le doresc la toți sărbători fericite, multă sănătate, dar anul care vine, într-adevăr, să ne aducă cât mai multe bucurii. Și mă refer aici de ce răspunde echipa națională. Doresc foarte mult ca echipa națională, într-adevăr, să obțină cât mai multe victorii și obiectivul să fie atins. Să vă urez ca tot ce v-ați pus în plan să se împlinească, iar rezultatele obținute de până acum să se dubleze la anul și ceilalți ani. La mulți ani, multe bucurii și multe izbânde în continuare sportivilor Cupului Armatei și Armatei Naționale Națională. Самое главное, хочу пожелать нашей сборной Молдове. Это успешное выступление сборной, здоровья и счастья Ване Карасю, чтобы у нее удача была, чтобы ребята выходили на поле, отдавали полностью себя, полностью. И всем тренерам, всем клубным командам, детским, юношеским командам удачи, здоровья, процветания, чтобы молдавский футбол вырос. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю радости, благополучия в следующем году. Doresc la toți un anul nou fericit, fără, la sportiv, mai ales, fără traume și numai câștiguri. Moldovenii să aibă numai câștiguri. Îți doresc în primul rând să fie sănătoși, să împlinească sărbătorile de iarnă alături cei dragi, să fie împliniți, să-și realizeze toate scopurile și să aibă un cel, pentru că astfel ne putem perfecționa. Aș dori la toți iubitorii de fotbal și nu numai, la fotbaliști, la tineri și mai profesioniști, la antrenori, să le doresc în anul viitor mult sănătate, să aibă cer senin și să ajungem cu bucurie și cu zâmbete pe față în anul viitor, să-l avem de la început până la urmă. Vreau să felicit toată lumea fotbalistică cu ajunul anul nou. Vreau să doresc multă sănătate, noi realizări, bunăstare și în primul rând vreau ca anul care vine să ne aducă mai multe realizări pe plan fotbalistic și la mulți ani. Vreau să le doresc în anul viitor să aibă un an cât mai fericit, să le doresc multă sănătate și să aibă noroc în
să aibă noroc în anul viitor, pentru că fără noroc nu faci nimic. Но всем спортсменам желаю хорошо отдохнуть, быть аккуратнее в жизни и чтобы они провели этот год как никогда. Чтобы всем желаю удачи и успехов. Хочу пожелать в новом году всем здоровья, самое главное, и чтобы все наши родные люди нас радовали, мы их радовали, не подводили. Самое главное – здоровье и счастье, потому что и успехов у каждого в своих начинаниях. Я вас felicită pe toți părinții, pe toți copiii de la școala de fotbal Buiucani. Și cei care iubesc fotbalul cu ajuns sărbătorul de iarnă și cu Crăciunul. Sănătate și prosperitate. Хочу поздравить всех любителей футбола и не только всех любителей, всех людей. Поздравить с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Пожелать всем счастья человеческого, счастья прежде всего. Ну, здоровья, и чтобы у каждого сбылось то, что он себе загадал. În anul nou 2013, anul de șerpe, totuși doresc la toată lumea să aibă mai mult succes în toate afacerile sale. Deci când lumea vine la stadion să susține echipa preferată, să vadă că și fotbaliștii admir această susținere și fotbaliștii se doresc ca suporterii să aibă plăcere foarte mare, adică victoria echipelor preferate. În primul rând vreau să le doresc sărbători fericite și foarte bravo toți sportivii noștri din Federația de K1 au adus niște rezultate foarte mari. Am făcut o încheiere de an foarte bună și le doresc că anul viitor, 2013, să aducă încă mai bune rezultate și să fim primul loc. Vreau să mulțumesc în primul rând oamenilor care au contribuit, antrenori, medici, manageri, sportivi și toți cei care au contribuit ca anul competițional 2012 să fie un an, aș spune, destul de mult și desigur doresc toți cei care iubesc sportul să aibă răbdare, pentru că prin răbdare și prin înțelepciune vom aduce ca sportul din Republica Moldova să pășească an de an o treaptă superioară și numai noi, cei care iubim sportul, vom crea ceea ce ne dorim, edificii sportive, condiții de antrenament și tot ceea ce este răbdare, înțelepciune și, desigur, sănătate pentru toți iubitorii sportului. Aș dori sănătate la toate familiile, să fie pentru toți un an mai ușor, să mergem cu capul în sus și mai mult pozitivism, fiindcă fără pozitivism nu ai ce faci. Îi felicit pe toți iubitorii sportului, în special pe iubitorii fotbalului, pe toți care privesc postul EuroTV cu sărbătorile Crăciunului. De obicei, în sărbătoarea Crăciunului se împlinesc multe dorințe, visuri, îi doresc ca să împlinească cele mai rămâne dorințe și să meargă la părinții săi, la bunici, să-i colinde cu prezența lor, să-i bucure. Sănătate, sărbători fericite, un an plin de evenimente pozitive și numai bine. Haideți toți împreună să ne bucurăm de anul ce vine într-o atmosferă plină de armonie și iubire. Întregul colectiv a clubului nostru felicită copiii, părinții, fiecare cetățean în parte cu sărbătorile de iarnă și vă urează numai minute pozitive, bucurie, zâmbet, soare, să trăim bine și frumos, cum să spunem, la mulți ani! Anul 2013 este primul an în ultimii 26 de ani care conține 4 cifre diferite. Conform zodiacului chinezesc, 2013 este anul șarpelui. Acesta va începe la 10 februarie 2013 și se va sfârși la 31 ianuarie 2014.